TV Balanță cum se prezintă zilele următoare. Atenție pentru Balanță să nu ignore anumite acțiuni care vor veni în forță către ei. Deci ceea ce vine în forță trebuie respectat, ceea ce vine în forță trebuie tratat cu foarte multă apreciere. Avem câteva quadraturi care pornesc chiar din semnul Balanței, Jupiter-Pluto, Jupiter-Marte, ceea ce arată că anumite planuri pot fi puse în practică, activând un factor de noroc semnificativ, pentru că ei încă sunt beneficiari și gazdele planetei norocului în semn, dar nu acționând la voia întâmplării. Știm că norocul nu funcționează la voia întâmplării, ci el trebuie, sigur că da, susținut și hrănit până la urmă. Un trigon foarte frumos zilele acestea pentru Balanță, în mod special Jupiter-Mercur, arată iarăși potențial de noroc, șansă de a aduce în prim plan obiective foarte clare, multe activități în plan social și profesii legate de contactul cu oamenii. Deci Balanțele se vor strădui să ajute acele persoane care și ele la rândul lor îi pot aduce pe aceștia, îi pot pune în fața unor afaceri cu adevărat prolifice, în fața unor acțiuni, activități care vor fi de mare anvergură pentru Balanțe. Bine ar fi însă, îi învață tot Jupiter, să evite risipa de timp, să ajute numai oamenii care au potențial, este bine să ajute în general, dar acum nu este bine să consume energia într-un mod inutil, să încerce să se întoarcă către calea spirituală. Jupiter iarăși le atrage atenția că tot ceea ce este nespiritual nu le va aduce niciun fel de beneficiu, să nu neglijeze nici ei. Am văzut și fecioarele au nevoie de această raportare corectă la persoane cu putere de decizie, dar și Balanțele, să nu neglijeze persoane cu putere de decizie și să înceapă, dacă nu chiar să și reușească, să anuleze anumite conflicte. Vor fi sancționate toate acele activități, acțiuni care nu mai merg direct de către destin, nici nu este nevoie să facă vreun nativ Balanță ceva, pentru că destinul va avea grijă să scoată din calea lor tot ceea ce nu mai merge, fie că ne referim la relații, fie că ne referim la acțiuni sau proiecte. Un sextil foarte frumos, tot din semnul lor, Jupiter, Luna Neagră, arată faptul că ei vor avea propriile convingeri, vor investi foarte multă energie în ceea ce își doresc cu adevărat. Este foarte important pentru Balanță să-și dorească cu adevărat să realizeze ceva și pot fi ajutați și de către persoane care au legătură cu străinătatea sau care circulă foarte mult. De asemenea, un alt sfat, să aplice discernământul relațional, deci să fie foarte, foarte atente și tranșante în relațiile pe care le au. Îi sfătuim să creadă în noroc, pentru că fără doar și poate până pe 10 octombrie au foarte mult noroc, pot fi atrași și de către sisteme de creștere a veniturilor mai rapid, să-și dorească o astfel de soluție mai rapidă. Este bine însă să înțeleagă că există și priorități, există și un timp pentru a face bani. De asemenea, ar trebui rezolvate urgențele imediat și să se concentreze pe obiectivele principale, să nu existe această tentație de a face foarte multe activități deodată. Care sunt remediile și chakrele pe care le pot activa? Balanțele, în general, au o constituție așa mai fragilă, dar puterea de recuperare a balanțelor este remarcabilă. Organele guvernate de zodia Balanță sunt în special rinichii, zona lombară, de asemenea pielea, părul, sistemul nervos, în special atunci când sunt în urma unor decepții, pentru că se pot duce foarte ușor spre depresii. Dat fiind faptul că Balanța este guvernată și de chakra inimii, unde se află timusul, care este răspunzător de bolile autoimune, Balanțele pot dezvolta și psoriazis, care este una din bolile autoimune. Remediile pentru Balanță. Balanțelor le sunt deosebit de utile reflexoterapia, masajele terapeutice, în special pe spate, să consume foarte multă apă, deci lichidele sunt extrem de importante pentru Balanță, în special apa plată, dar lichidele în general. Totodată, aromaterapie prin esențe de cedru, iasomie, chiparos, trandafir. Ca și plante medicinale, tot ceea ce ajută la
diureză, cozile de cireșe, cozile de vișine, mătasea de porumb, coada șoricelului. Alimentația balanțelor, ele ar fi bine să evite consumul de sare exagerat, să pun un accent pe echilibru acidobazic în alimentație, tocmai pentru a preveni afecțiunile renale. De asemenea, foarte bune alimente, stafide, migdale, mere, spanac, grâu, roșii, orez. Cam aceasta ar fi pentru balanțe. Totodată, le ajută foarte mult în această perioadă culoarea roz și arhanghelul Rafael, tocmai pentru a le da acel echilibru între a da și a primi, în special să învețe să primească și să renunțe la tot ceea ce nu le mai este de folos în viață și care le ține pe loc. O concluzie, deci, pentru balanțe în ceea ce privește remediile? Concluzia ar fi aromaterapia, da? Și culoarea roz, culorile roz-verde, arhanghelul Rafael și să lucreze foarte mult pe afirmația sunt iubire și sunt iubit, tocmai pentru a învăța altruismul și să știe exact când, cum și pe cine să ajute. Mergem mai departe.